o jumătate de mai fie... De-abia ne ajung degetele de la 4 mâini să numărăm câte fete frumoase sunt. Prea multe. Da. În această dimineață avem prea multe fete frumoase. Ca în fiecare dimineață, adică ce vreți să spuneți? Invidioșilor. Avem mai puține dimineața. Acum avem foarte multe. Nu că nu sunt frumoase. În această ultima ediție a emisiunii o să avem o grămadă, ca să nu zic altfel, de fete multe. O multitudine. Multitudine. De 1 mai. Bravo. Uite, așa merg și ele la 1 mai să sărbătorească. La un mic, la un bere. La un mic, dar... Dar scopitan. Fetele merg la un crevete, mă, nu la un... Mi se pare corect. Un moet. Omar. Omar cine? Nu, hai Sam. Nu, hai Sam, mă, un Omar e ăla de rup coada și o mănânci. Și-i da. Coada. Îi rup capul atunci, bine. Rup hai. Ce vrei. Lili, bună dimineața! Bună dimineața! Te rog să ne prezinti minunățiile de astăzi. Lilica, în primul rând ne cerem scuze că te-am deranjat de l-1 mai, dar... Ar fi chiar culmea. Serbăm prin muncă. Da. Deci, ne cerem scuze că le deranjam cu fetele astea atât așa de frumoase și ca să începem un 1 mai în forță. Da. Dar zici și tu, nu e normal? Să ai pofte de mici. Să stai acasă. Noi nu mergem la mici. Să stai acasă, suntem să dai contra micilor. Să dai să te uiți și zici: "Bă, astăzi mă relaxez în timp mai tot ce fete frumoase la televizor." Să curgă emisiunea. Lili, nici tu nu crezi ce zici. Da, haos. Sunt împotriva micilor. Nu treabă pe ele. Câte dintre ele nu mănâncă mici? Niciuna. Da. Nu, no, măi. Hai să vedem. Bun, avem o colecție casual astăzi, casual, o colecție rog, care se atârjează mai precis de 1 mai, având în vedere că până acum am obișnuit toți telespectatorii noștri cu acele colecții superbe de petrecere de nunți, că se apropie sezonul. Astăzi, în schimb, prezentăm aceste rochițe casual deosebite, mai precis această rochiță deosebită ce ne-o prezintă Miri este semnată Fofi, o rochiță office. Cum ne obișnuiește Fofi, firma este specializată pe aceste ținute. O rochiță compusă din 3 culori, cunosc pe lume. Perfect, perfect, bun așa. Dar astfel, această cromatică de culori, toate împreună arată foarte bine, sunt foarte chic. O rochiță ideală pentru job, pentru școală. Miri, așa te duci la școală. Te rog, ziceam, dacă o profesoară merge așa, cred că toți copiii... Neapărat profesor, dar nu ți-ar place ca toate colegiile să fie așa îmbrăcate? Să fie uniformă? Să fie uniformă. Da, să știi că uniformă așa... Poți ar fi o uniformă frumoasă. Da, chiar, o uniformă. Chiar m-aș putea obișnui ochiometric vorbind. Ea este foarte, foarte înaltă, Miri, dar rochița nu este chiar atât de scurtă, având în vedere că Miri are 1,80, mai mult cu tocuri. Rochița dă un pic mai scurtă, ea ajunge la jumătatea genunchilor pentru oamenii normali. Cum spuneam, o rochiță foarte, foarte simplă, foarte ușor de asortat, având în vedere că sunt culorile simple, culori clasice, care merg inclusiv cu o pereche de pantofi colorați. Ea a sortat cu o pereche de pantofi nude, care merg bineînțeles nude. La orice. Nude. Dar dacă spui o pereche de pantofi colorați, arată foarte chic. Și bineînțeles, dacă știi să o asortezi, de ce nu, este chiar și o roche de așa e, tocină, pe romantică într-un restaurant cât se poate de elegant. Fii la cine? Nu trebuie să fie romantică, dar dacă tot ai rochea, hai la cine? Hai la cine. Dar aș putea să invit pe Miri la niște clătite. O altă rochiță deosebită, semnată Atmosfer de această dată, un albastru puternic, albastru, un albastru Facebook de care vă spuneam. Infinit. Care are ca și ornament acest punct de lumină, această curea argintie care dă foarte bine pe acest albastru, argintul cu albastru merge foarte bine. Este albastru Facebook. Bravo. E băiatul ăsta. O rochiță în cloș lucrată, deci partea de jos e lărguță, cu mână de 3 sferturi, o rochiță simplă, la fel ideală pentru un job, de ce nu, pentru chiar și pentru o seară în club, dacă... O să mergi cu unde vrei. Este o rochiță foarte simplu de asortat, cum spuneam, având în vedere că e o singură culoare, la fel poți să spui orice ce nuanță de pantofi. Cu toate că ea a prins pantofii da, perfecte. Da, ea are pe nuanțe, da. Asta sunt la nuanță. Am o pereche de pantofi exact perfect. Astea se potrivesc greu de tot pantofii cu... Exact, se potrivesc foarte bine. Dacă nu aveți acești minunași pantofi, poți să spui orice altă culoare fără probleme, inclusiv cu o pereche de balerini merg foarte bine pentru o dimineață însorită, cum se apropie acum toate diminețile de vară, da, care de le vară, așteptăm. De vară, ce să vă spun, este o ținută casual pe care se adresează tuturor domnișoarelor. Doamnelor, domnișoarelor,
și nu poate să iese în evidență cu această minunată culoare. Te rog, mersi. Continuăm cu o altă ținută deosebită. Rebecca ne prezintă o pereche de pantaloni semnați Miss Grey. Este o firmă românească cu care noi colaborăm. Miss Grey, ești din 50 Shades of Grey, fă! Yes! Auzi, băi, Miss Grey, ai vrea tu? Sunt pantaloni din brocard. Ce? Dintr-un material foarte... 3D! Da, 3D, dar e un material prețios. Chit că prețul lor este foarte accesibil, doar 100... De euro? Ne-ar plăcea, nu. 129, dar sper să nu zic greșit, 119 pe acolo. Asortați cu o bluză în nuanță de la Fofi de data aceasta, o bluză semnată Fofi, dintr-un material clasic, foarte simplă, ideală la fel această ținută pentru job, de ce nu, inclusiv la bancă, mi se pare că poți să mergi așa îmbrăcată, o ținută elegantă. Așa, toată ziua te duci la bancă. Da? Ia zi, cum e cu banca? Această culoare deosebită se poartă foarte mult și mai ales ea că e brunețică, arată foarte bine. Brunețică. Da. Ești pe aceeași lungime? Brunețică. Da. Iar asortați cu o pereche de pantofi, cum îi poartă ea acum. Nude. Dă foarte bine la nude. Job, să zic așa. Dar dacă spui o pereche de pantofi glamour, deja ținuta se schimbă și e foarte elegantă, zic eu, da. Și poți să mergi oriunde. Sigur. Unde vrei să mergi? La o cabană la munte. La cabană la munte. O ținută de 1 mai, perfect. Da, este o ținută de 1 mai, deosebit de și de elegant. Continuăm cu acest stil casual. Paula ne prezintă o fustă de piele foarte chic. Foarte tare. Da, o fustă de piele foarte chic cu această. Colegul de când a venit Paula, nu-și mai ai ochii de pe fustă, așa ceva n-am văzut. Arată deosebit. Semnată Atmosfer, ultima colecție, bineînțeles, cu cămașă albă, prețioasă, cu dantelă prețioasă, la fel, semnată Atmosfer, ideală pentru această ținută, merge foarte bine, bineînțeles că poți asorta, inclusiv la o pereche de blugi, și atunci acea pereche de blugi va fi pusă în valoare. De cămașă. Și, da, de cămașă, bravo. Bineînțeles. Cămașă care are în fața aplicată acel jabou, cum spuneam, din dantelă prețioasă și lănțișor. Se vede aplicat în partea de sus, astfel încât tu nu mai trebuie să spui te vede accesoriul. Nu, nu e accesoriul, este accesoriul. Așa e? Este, aparține a cămășii. Și arată această combinație, chiar este foarte deosebită, mie îmi place foarte mult, cum spuneam, dar acel punct de eleganță deosebit care știe să pună în valoare orice altă să zic, da, produs din într-o colecție personală. Împreună este ținuta ideală de zi, pot să spun eu și de seară, bineînțeles, dacă știi să-i asortezi bine cu o pereche de pantofi eleganți. Paula, poate să meargă așa la servici? Da, de ce nu poate să meargă la servici? Da. Da. Ținută clasică, alb negru, cromatică simplă. Dacă vine Paula la servici, nu-i mai ce-i piuri niciodată să-ți dai extrasul de cot. Dacă te trimis o dată afară, te-ai dus. Da, mulțumim. Mulțumim frumos. Continuăm cu o altă ținută, deja intrăm într-o sferă un pic mai înaltă. Dar cum e melodia cu trandafirii? Ce lași, să nu iubim trandafirii? Nu, era una cu... Aia era cu lalele, stai. Am încurcat florile. Da. Este o floare oricum. Era una cu trandafirii. Avem un sacou semnat Atmosfer, un sacou într-o combinație de... trandafiri, culine, o combinație inedită, dar care dă foarte bine, se vede de altfel, un model pe plumă, acel volan în talie de care îl știți foarte bine deja și știe să pună în valoare foarte bine talia, sortați cu o simplă pereche de colanți în combinație de piele cu material elastic, o combinație care este perfectă pentru o seară în club, deja, cum spuneam, ne ducem spre petreceri. Stai liniștită că m-am pus aici ca să mai avem loc pe acolo, că suntem cam mulți astăzi. O ținută ideală pentru o domnișoară la așa înaltă cum voi, Roxy, și special în același timp pentru oricine dorește să fie, să se vadă, să iese în evidență în seara de club, care acum urmează, toate serile vor fi super pline de tot felul de evenimente, am văzut că Dema nu merge nimeni prezintă... la Vama Veche. Suntem cam departe, că altfel crede-mă că am fi, cred că toți acolo. Cred că nu în vestimentația asta la Vama Veche. Ei, Roxana, hai, mersi!
O altă ținută care se adresează stelilor de petreceri, simplă și foarte ușor de accesorizat și foarte comodă în același timp, o bluză, o ținută complex semnată atmosfer, o bluză de voal cu un elastic în talie care dă acea, să zic, plină, o face bluza mai plină în partea de jos, dar scoate talia în evidență având în vedere acel creț care dă acel volan. Dantel în partea de sus foarte simplă, dar foarte de efect. Pantalon de piele. Colegul cu volanul pe dreapta sau pe stânga? Combinație de piele cu material elastic, astfel încât acești pantaloni să fie foarte ușor de purtat. Știm foarte bine că pielea ține un pic și atunci, în combinație cu material elastic, arată deosebit și foarte lejer. O pereche de pantofi, de data aceasta, punctul acela de culoare care se cere obligatorie la o combinație alb-negru, da. Și este outfitul ideal, simplu și foarte chic. De mers la club. Da, și la 1 mai, la mici. La 1 mai, la mici, la Bejan, de ce nu? Seara. O prezentă cu neobișnuit. Cine ai făcut? Deosebită. O pereche de pantaloni roșii, ultima, chiar ne-a venit săptămâna trecută, deci fresca atunci. Cum ar spune cineva, ultima scuipătură, dacă înțelegi ce vreau să spun. Adică sunt de... Ultima fiță. Fiță, exact. Are aplicat, cum se vede, acest minunat, să zic, șnur din lanț, atât la buzunare, cât și în partea de sus. False. Da, sunt buzunare false. Dă acest glamour la această pereche de pantaloni, care de altfel sunt o pereche de pantaloni cât se poate de simpli, roșii, foc, sper că culorile din televizor să dea. Foc sunt. Da, sunt foc. Foarte, foarte chic, iar cu auriu roșu merge deosebit. Asortați cu o bluză cât se poate de simplă, astfel încât pantalonii să aibă scena, să spun așa, acestei ținute. Poate fi purtată atât la birou, cât și într-o seară deosebită, cât și în club, de ce nu? Deci Denisa trebuie să meargă în ținuta asta cu Daniel împreună. Nu, or să zică că sunt culorile Kessler. Black and white, știi? Black and white. Da, așa trebuie să meargă pe Maxi Tansi cu la Timișoara. De ce nu poate să meargă? Poate să meargă. Și cine se mai uită la drum? Nu mai are voie să se uite. Suficient șoferul să se uite, să nu stea aproape de șofer. Talie înaltă, dacă ați observat, acești pantaloni au această talie înaltă care a revenit în forță, în modă, și ne bucurăm foarte tare, știe să pună talia în evidență, ne fac picioarele foarte lungi, au ieșit din modă complet acea talie joasă a pantalonilor care... Sincer să fiu, mie nu mi-a plăcut niciodată, Doamne ajută, am să zici că erau greșite, așa-i? Pe bune, nici cum nu se potriveau, trebuia să fii chiar Venus din Milos ca să poți să porți o pereche de pantaloni atât de... Pantaloni străcați, așa e mai bine. Arată deosebit mie, și cred că și telespectatorilor le plac foarte mult. Prețul foarte accesibil, la fel... În jur de? 130 acolo se duc. Pe acolo. Și material foarte, treci, foarte... Treci, fata, să vină și okay. Surora ta. Și ultima ținută de astăzi, dar bineînțeles nu cea din urmă, că știu foarte bine, o ținută de club, o ținută cu pantaloni de piele roșii și această cămașă superbă de mătase, o combinație de mătase cu dantelă, are același ornament cum îl avea cealaltă cămașă, cu acel lănțișor în partea de sus, care sarul ține, de iubire, care ține cămașa. Deci când o vezi pe Daniela, îți aduce aminte de toate datoriile. Așa arată fata asta, încă să zici, mamă ce am pierdut. Deci dacă ai avut o prietenă în viața ta care semăna cu Daniela, te aduce aminte de ea și îți rup toți banii și buletinul. Clar! Așa arată, nu? Acum... Mă rog că buletinul e de plastic acum. Cu această pereche superbă de pantaloni, e roșii, cu talie înaltă, la fel ambele sunt semnate atmosfer. Dar în spate nu sunt de piele, sau? Nu, este o combinație de piele cu material elastic, este foarte bine venit această... S-a băcat Daniela în ciuda lui colegul. Această combinație, cum spuneam, dă lejeritate pantalonilor și comoditate în același timp. Bineînțeles, asortată în acest outfit cu această cămașă, este o ținută elegantă, o ținută de club, dar pantalonii, dacă ți-e o pereche de balerini și o bluză simplă, este chiar o ținută de zi, de
casual, fără probleme, cu o cămașă foarte simplă. Cămășuța asta e un pic mai transparentă, de aia se adesează serii, da? Eu zic să le las la fetele astea, că merg la Timișoara și avem o haide să le vedem la Pro TV, că sigur le filmează careva dacă merg acolo prin centru. Ne fac reclamă, sigur, fără probleme, sunt convinsă de asta. Cum spuneam, o ținută ideală pentru seriile de petreceri care se anunță acum pe zilele acestea, pe weekendul acesta minunat de 2 mai, un cităros. Da. Și vă așteptăm cu noi produse și noi colecții. Noi nu închidem, avem deschis. Bravo, da, bravo, avem deschis. Și mâine, noi lucrăm, și mâine, nu? Și mâine și poi mâine și astăzi, program normal, și vă așteptăm. Măcar în Galeria Oșan. În Galeria Oșan. Suntem mutați acum acolo cu tot stocul cel mare și cel frumos. Toate colecțiile acolo intră. Bineînțeles, ne găsiți și pe Facebook, unde vă așteptăm. Avem și un site cu vânzare online. Online, perfect. Da, și așteptăm toți clienții fără probleme. Vor fi sunați și vor fi întrebați. Deci nu se trimite un produs pur și simplu, deci de la fiecare comandă clientul este sunat, le dăm detalii despre produs, măsurile în caz că au necesitate să se măsoare și să fie mai sigur pe produs. Nicio problemă în cazul în care produsul nu-l place, el este returnat, banii se trimit înapoi sau se schimbă cu altceva, deci online. Iar dacă e mulțumit clientul și din Deva, poate să dea un meniu zile. Da. Mulțumim tare mult, fetelor, să aveți un weekend fain, că începe vara de luni, așa cum se cuvine, rămâneți pe pagina noastră de Facebook, cea mai bună dimineață, să vedeți ce surpriză vă așteaptă din 4 mai.